cunoști ceva despre admiterea 2022? Anume ce? Schimbări, noutăți? Nu, parcă nu. Tu te-ai gândit ce profesie să-ți alegi în viitor? Nu, încă nu. Dar pentru ce ai abilități și talente? Profil real, adică mai mult legat de economie, finanță. Elevă, studentă? Sper să fiu viitoare student în toamnă. Adică absolventă, proaspăt. Da, proaspăt absolvent. Cu bacalaureat? Da. Foarte bine. Tu trebuie să știi totul despre admiterea 2022. Sunt schimbări? Depinde ce schimbări. Eu vreau să aplic în România și știu că acolo, în mare parte, media la bacalaureat contează foarte mult la admitere și sunt unele facultăți care necesită și alte criterii, cum ar fi o scrisoare de recomandare, de intenție sau un examen. Și depunerea dosarului fizic online? Mai mult online, dar pot și fizic. Dar există posibilitatea și pe o platformă online. Unde te-ai documentat și unde ai aflat aceste informații? Am aflat prin intermediul prietenilor mai mari sau totodată online m-am informat, prin intermediul campaniilor de informare. Site-ul ministerului? Mai mult sau mai puțin. Bine, tu ce cale ai ales, ce viitor? Am mai multe obiective și sper măcar pe unul să reușesc să-l îndeplinesc. Care? Aș vrea să intru la facultatea de drept și sper să merg cu succes pe această cărare, da. Așa, un viitor jurist care va reveni în Moldova și va pune umărul să crească țara? Deocamdată eu sper să-mi termin cu succes studiile. Eu vă spun sincer, nu m-am gândit mai încolo de studii, dar eu sunt sigură că dacă reușesc să le termin cu succes, păi eu o să am cărare pavată cu mai multe oportunități. Voi, tinerii, purtați acolo în suflet acest patriotism local, da, de a veni, da, da, de a fi, de a rămâne, de a crește aici. Dacă sincer, printre colegii, prietenii mei am dat de acest simț al patriotismului, dar majoritatea preferă pur și simplu să evolueze personal, să se dezvolte, să se rupă un pic de casă, de părinți, mai guste din viața de adult, nu neapărat că i-ar alunga situația sau învățământul de aici, pur și simplu e dorința asta de a prinde aripi și de a zbura. Noi avem atâtea universități unde poți să faci dreptul aici în țară, lângă părinți, lângă familie. De ce România? Păi, în facultatea pentru care optez eu, are o reputație destul de bună și de asta vreau să merg acolo, dar totodată v-am spus și chestia asta cu experimentat, cu mai multe viziuni, cu cât mai departe, că să testezi pe tine, să testezi obiectivele tale. Salut! Tu ești așa frumos? Da. Te duci sau vii de la un eveniment? Mă duc la o persoană specială. Ok, tu ești elev, ești student, angajat? Am finisat clasa 12, am dat bacurile, deja practic student, mă consider. Practic student, unde ai aplicat? În România, în Cluj. În România, da. În Cluj. Există acolo o facultate care nu există la noi? Nu există, dar... De ce atunci România și nu, acasă? Știu, vreau un schimb de anturaj, pentru că să stai în același loc timp de 18 ani, păi cumva cauți aventuri, cauți alte experiențe. Tu de când ai știut ce vrei și de unde te-ai informat? N-am știut pentru o perioadă lungă timp, decizia a fost luată foarte greu și multe procese îndelungate. Dar ulterior totuși, nu știu, m-am informat de la prieteni, de la familie, de la experiența altor persoane care tot au aplicat peste hotare și am decis că mai bine... Ce facultate ai ales? Medicină. Medicină. Da. Păi avem și noi o universitate de medicină care formează... Eu o să aplic și la noi, pur și simplu vreau să am mai multe opțiuni libere, dar max este totuși pe România. Cum te vezi tu după absolvirea Universității din Cluj? Nu pot să vă spun. Așa de parte nu vezi sau nu vrei să vezi? Nu văd așa în viitor, accinstit. Tu îți vezi un viitor aici acasă? Adică mereu cumva să fiu legat de Moldova, mereu o să rămână ca un loc unde poți mă întorc, gen să fie o casă anumită, dar... Lumea e mare și lumea trebuie explorată, cred eu. Ei, dar în Moldova trebuie nu doar să revenim în vacanță, dar trebuie să punem umărul și să ridicăm țara să înflorească.
Dacă nu voi, cine altcineva? Sunt de acord, dar nu știu, cred că decizia fiecăruia deja cum o să-și trăiască viața și cum o să continue. Iată, dacă tu ai fi ministrul educației, ce pași ai întreprinde tu ca să motivezi tinerii să rămână, să învețe și să lucreze aici acasă? Cred că aș oferi, de exemplu, știu că peste hotare sunt multe instituții care oferă beneficii. Acești reduceri la transport public, reduceri la produse alimentare sau cumva să ușureze costurile și adică să ofere cumva un avantaj învățământului superior în Moldova. Ok, dacă rămâi aici, le ai pe toate, părinții sunt lângă tine, ciorba totdeauna e gata. Da, asta tot e corect, dar cred că trebuie și cumva singur să te scurci în viață, deja să înțelegi desimțător ce putere ai și de ce ești capabil. Planuri mele? Universitate. Care? UTM sau USM, la drept sau programare. Așa, super. Deci, în sfârșit, un tânăr care a găsit și facultate, a găsit și posibilități de creștere aici acasă. Da. Am vrut în Olanda, dar am decis totuși în Moldova. De dorit să devin un procuror foarte vestit, bun, da, și să lupt cu corupția din Moldova. Foarte bună intenție. Cum ai mers tu către această decizie? De unde te-ai informat? Cine te-a influențat? Anume de a alege profesia viitoare. Da. În primul rând o influență e mama. După asta, în domeniu? Da. După asta interesele personale. Și altă influență e tata, care tot e în domeniu. Ce cred colegii tăi? Unde vor să plece colegii tăi și ce cred despre oferta educațională de aici, din Moldova? O să vorbesc despre prietenii mei. Majoritatea din ei pleacă în alte țări. Rămân doar eu și câțiva prieteni de mei, doar din toată majoritatea. Dar restul spun că dacă este dorință, și în Moldova poți să faci studii de calitate superioare. De ce crezi tu că iată ei au ales în aceste vremuri tulburi și deloc ușoare să plece departe de casă? Sunt mai multe oportunități acolo. Bine, dar cum ai zis, dacă vrei să faci carte și dacă vrei să crești în carieră, o poți face oriunde. De tine depinde. Da, desigur, dar știți cum, țări precum Danemarca, Olanda deschid noi oportunități în orice situație, chiar și Regatul Unit. Dacă pleci acolo, deja ai șansa să obții un job mai bine plătit ca în Moldova. Hai să încercăm varianta cu, dacă tu ai fi ministru al educației, ce ai face ca tinerii să rămână în țară, să vrea să învețe și să lucreze aici? Dacă aș fi ministru, în primul rând trebuie de implementat, cred că, noi legi, pentru că sistemul educațional este destul de vechi. Trebuie de implementat legi astfel încât elevii să învețe obiectele care îi interesează, în primul rând. Să învețe ceea ce le place, pentru că după asta ei să meargă anume pe domeniul lor preferat. Să deschidă anumite oportunități pentru elevii cei mai buni ca să plece în alte țări la studii. De exemplu, cum ar fi work and travel, doar că aici study and travel. Păi da, dar există riscul să nu mai vrea să revină înapoi acești elevi buni. Există riscul, dar cine nu riscă, nu bea șampanie. Din cei care au ales să facă studii superioare, e clar. Eu sunt sigură că ai și colegi care au ales învățământul profesional tehnic, un centru de excelență. Nu. Unde studiez? Mircea Eliade. Și la Mircea Eliade toți aleg învățământul superior? Din cunoscuții mei, da. Din colegii tăi de clasă? Da, toți. Anul acesta, Colegiul Universității Tehnice Moldovei vine cu 8 programe noi. Avem 4 programe în domeniul IT, una în telecomunicații, una în tehnologia alimentelor și 2 în transporturi.
De ce acum și de ce acestea 8? De ce acum? Îmi pare rău că doar acum, nu mai înainte, dar era un plan și mai mult, însă am hotărât acum în acesta să mergem cu aceste 8. La anul mai vedem, dar sunt niște programe care în continuare elevii din colegiu vor putea merge următoarea treaptă în universitate. Cum le-ați selectat și cum ați decis că ele sunt acele la zi, acel imperativ al timpului, specialiștii care sunt așteptați de pe piața muncii? Foarte simplu am făcut analiza, fiindcă paralel sunt șeful Comisiei de Admitere a Universității CEA Moldova. Deci am analizat de mai mulți ani care programe sunt în vogă la ziua de astăzi și acele programe 8 care se regăsesc acum în cadrul colegiului sunt în cele mai vogă programe a Universității Tehnice. Dat fiind că sunt 8, sunt programe noi și această perioadă ne-a ținut oarecum în casă sau la distanță, cum ați reușit să promovați dacă ați mers în licee, în gimnazie? Am folosit aceleași canale de promovare a informației care sunt și la universitate, adică tehnologiile VIP plus Facebook și restul, mass media. Așa? Ce așteptări aveți de la această admitere 2022? Da, întrebare foarte bună. Sper să îndeplinim planul de admitere, la 100. Da, câți urmează să fie înmatriculați? Așteptările sunt mari, eu sunt optimist, deci dacă vorbim de cele 3 programe plus aceste 8 noi, sper să fie circa 400 de elevi. Unde se pot informa elevii, absolvenții de școli de gimnazii despre condiții și despre aceste programe de formare? Toată informația referitoare la admitere va fi plasată pe site-ul colegiu.utm.md. Eveniment istoric pentru voi, ridicați documentul de studii, tineri specialiști, ce planuri aveți, ce gânduri aveți, dacă vă așteaptă piața muncii? Bună ziua, eu mă numesc Dobre Sergio, sunt absolvent al Colegiului Tehnic al Universității Tehnice, la specialitatea utilaj tehnologic industrial și accesorii și la moment doresc să-mi continui studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei, la specialitatea de design industrial și eu cred că îmi va fi mai ușor să mă încadrez la această specialitate din cauza cunoștințelor pe care le-am căpătat de-a lungul anilor la Colegiul Tehnic. Dar ce condiții aveți create aici? Cum sunt dotate, dacă sunt dotate, laboratoarele? Laboratoarele sunt dotate de ultima generație și avem posibilitatea să producem experimente și diferite lucrări de laborator care sunt în program, fără probleme. La colegiu au apărut foarte multe specialități la care aș vrea și eu să studiez. La care? La diagnostica tehnică a transportului auto, pentru a cunoaște mai bine transportul auto. Adică vrei așa în mai multe domenii să mergi, nu te dezvolți? Da, aș vrea să mă dezvolt în mai multe domenii, să știu mai multe. Ești mai trist pentru că ai absolvit sau te sperie oportunitățile din față? Nu sunt atât de trist. Colegiul mi-a oferit un avantaj foarte mare de dezvoltare. Tu ce ai studiat?
tehnologie prelucrării materialelor. Așa, și unde pot să se regăsească pe piața muncii cei care au absolvit această specialitate? La diferite uzine de producere pe bază de prelucrare a materialelor, metalelor dure și nu prea dure. Ca funcții, colegii mei pot fi operatori, în afară de operatori, șef de secție, asta în dependență de dezvoltare, că nu o să fii deodată șef de secție, o să te dezvolți continuu, o să afli multe lucruri noi, plus la asta, la colegiu înveți practica pe unele mașini un pic mai vechi, dar la uzine sunt mașini foarte noi, electronice, automate chiar și... Interesant? E foarte interesant, mai ales codarea lor, să faci tot procesul de muncă la calculator și pur și simplu să vezi cum mașina îți face o piesă care tu ai vrut-o. Ce le-ați spune voi acelor tineri care încă nu și-au ales calea profesională, încă stau la răscruce? Eu aș sfătui absolvenții ca să-și aleagă ce lor le place, fiindcă când pleci la job și dacă ție nu-ți place, nu te simți confortabil. Când te duci la lucru și tu știi că faci ceea ce îți place, nu contează prin ce greutăți treci, tu faci ceea ce îți place și ai un viitor a tău. Centrele de excelență, ce schimbări au pentru această admitere, dacă au, și cum v-a prins admiterea? Pentru admiterea 2022 au fost efectuate modificări în regulamentul de admitere și aceste modificări sunt benefice deoarece absolvenții de gimnaziu și absolvenții de liceu au posibilitatea să candideze la una din meserii, fie că depunând dosarul cu prezența fizică sau prin e-admitere. Și este mai bine deoarece situându-se la o distanță oarecare, deci nu este cazul ca să se deplaseze la instituția de învățământ. Deci în mediul online ei fac cunoștință cu toate instituțiile de învățământ profesional tehnic, fac o alegere corectă și urmând pașii care sunt pe site-ul e-admitere, deci ei pot foarte ușor să depună și să încarce toate actele pentru a candida la una din meserii. Dacă vorbim de centru de excelență în industria ușoară, ce programe de formare aveți pentru acest an de învățământ? Pentru anul 2022, centru de excelență în industria ușoară pune la dispoziție absolvenților de gimnaziu următoarea ofertă educațională: specialitatea modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături, specialitate de colegiu, termen de studii de 4 ani de zile, cu susținerea examenilor de bacalaureat. La fel, meseria conexă, croitor confecționist îmbrăcăminte după comandă, cusător industria ușoară, termenul de studii de 3 ani de zile în baza studiilor de gimnaziu cu studii liceale și meseriile cu termen de studii de 2 ani de zile, cum ar fi frizier, confecționer articole de marochinărie, cusător industria ușoară, cusătoreasă industria confecțiilor, reglor utilaje tehnologice pentru băieți și pentru absolvenții de liceu punem la dispoziție meseria de cosmetician cu termen de studii de un an de zile. Chiar și cei care n-au susținut unul sau două examene de bacalaureat au această posibilitate să candideze la meseria de cosmetician pentru un an de zile, corespunzător se mai pregătesc și pentru susținere repetată a examenilor de bacalaureat. Câți absolvenți ai instituției aveți în acest an și dacă sunt ei așteptați de piața muncii? Pentru absolvirea 2022, Centrul de Excelență Industria Ușoară vine către piața muncii cu 175 de absolvenți din domeniul industriei ușoare și frumusețe. Corespunzător, în jur de 40 de absolvenți sunt de nivelul 4 ISCED la specialitatea modelare și proiectare tehnologiilor din țesături, deci inginer tehnician, și restul sunt meseriași la croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, frizer, cosmetician și cusător.
Cum se implică instituția, dacă se implică, ca acești tineri să-și găsească un loc de muncă? Evident că pe parcursul anilor de studii, în orice instituție de învățământ, inclusiv și în Centrul de Excelență Industrie Ușoară, se desfășoară multiple activități pentru integrarea acestor absolvenți pe piața muncii. În primul rând sunt stagiile de practică care se desfășoară la agenții economici, unde ei desfășoară activități autentice la locul de muncă și perioada de adaptare în acest colectiv este mai mic. Sunt contractele de cofinanțare care le oferă agenții economici pentru viitorii absolvenți, pentru ca la absolvire ei să integreze activitatea profesională cu activitatea intelectuală și ne mai vorbim de partea academică a procesului de studii care include disciplina de bază antreprenoriatului și fiecare dintre absolvenți la absolvire au prezentat un plan de afaceri care, dacă nu astăzi, mâine poate fi viabil. Fetelor, voi sunteți abituriente, voi sunteți absolvente de instituție? Noi am absolvit această instituție anul acesta, eu în calitate de frizier. Așa, voi? Eu sunt ca croitor cusător la comandă, absolventă pe durata de 3 ani. Așa, eu am absolvit 2 ani de studii, croitor îmbrăcăminte pe comandă. Așa. Și am venit după diplomă. Deci voi sunteți azi aici ca să vă ridicați documentul de tânăr specialist. Mult meritatele diplome, deoarece da, am făcut studii, am muncit tot acești ani pentru a obține o profesie, pentru a oferi lumii frumusețe. Cum a fost în această perioadă? Ce ți-a plăcut? Ce a lipsit? N-a fost dificil deloc. Cel mai dificil a fost trezirea de la ora 6 dimineața. Mi-a plăcut foarte tot, deoarece am știut din tinerețe că eu o să asum această profesie. Eu doresc să ofer lumii frumusețe și calitate, ca să-mi placă și mie, dar și lumii înconjurătoare. Și acum, la bătrânețe, unde mergi să muncești? Deja la bătrânețe o să mai vedem, dar da, la bătrânețe desigur că de-am o să eu la tinerețe am știut. De mic copil, dar am vrut să asum această profesie foarte frumoasă și mie a fost născută să fiu croitor cusător la comandă. Deci ești un viitor designer, vestimentar, da, cunoscut. Desigur. Foarte bine. Ce ți-a plăcut ție în acești ani de studii și dacă te așteaptă piața muncii? Piața muncii mă așteaptă. Am planuri mari pe viitor să îmi deschid propriul atelier și să am brandul meu. Wow, ce vei coase? Diferite, rochi, fuste, pantaloni. Adică va fi un atelier așa universal, nu vei avea o specializare în gustă? Da, universal. Universal. Bine, e plin orașul și țara de ateliere. Prin ce vei fi tu diferită? Voi fi diferită că va fi în satul meu natal, de unde provin. Care? Ișnăvăț, raionul Creuleni. Și cred că satul meu or să mândrească cu aceasta. Așa? Doamne ajută să fie! Tu? Frizier? Da, eu frizier, pe viitor vreau să-mi deschid un salon de frumusețe unde să fie incluse frizurile de damă, de bărbați, copii, coafuri, machiaj, diferit, tot ce ține legat de frumusețe. Tu de ce ai ales această meserie? Pentru că de mică mă jucam în părul mamei, îmi plăcea foarte mult să îi împletez părul, îmi făceam singură bretonul și am decis să vin la școala aceasta pentru că am înțeles că este una din cele mai bune. Și ai înțeles că și tu ești bună, deci ai căpătat suficiente deprinderi, cunoștințe, abilități ca să faci concurență, că piața e dură. Sigur că da, am muncit 2 ani de zile și am ajuns acolo unde mi-am propus și de aceea lupt în continuare să devin cineva și să-mi îndeplinesc scopul. De ce ar trebui să vină tinerile să studieze cosmetologie aici? Este foarte interesant, util. E simplu, ușor și practica tot se face și în salon și la școală. Profesorii sunt extraordinari de buni și e foarte interesant. Ce oportunități deschide, iată, această meserie pentru tinere? Deci, pentru tinere sunt foarte multe
facilități aici. Deci dacă ești, nu ești din oraș, îți oferă cămin, centru de excelență, mâncare gratuită o dată pe zi, ai bursă și este atelier de practică unde poți să practici meseria. Sunt, cum a zis colega mea, profesori foarte buni care permanent o să țară în ajutor cu un sfat. Deci v-ați simțit bine aici? Da, minunat! Fetelor, ce sentiment vă încearcă când aveți în mână diploma de absolvire și tot viitorul e așternut în fața voastră? Mă aștept un sentiment de o nouă încercare, deoarece am un document, baza care eu pot să încerc ceva mai mult în domeniu. Te simți mai matură, mai responsabilă, mai norocoasă? Da, cum e? Mă simt mai, pot să spun, mai norocoasă, deoarece am niște studii care îmi vor prinde bine pe viitor, în afacerea mea. Așa? Mă simt tare bucuroasă că mi-am obținut documentul și aș putea merge mai departe sau chiar să-mi continui într-o oarecare domeniu sau să merg la o universitate care îmi va asigura un viitor mult mai profitabil. Voi ați absolvit? Da. Specialitatea? Modelarea, proiectare și tehnologia confecțiilor din țesături. Planuri de viitor, aveți piața, vă așteaptă, care e? Sincer, fiind deja la colegiu, chiar vreau să depun la universitate anul acesta. Aș vrea un pic în alt domeniu, dar oricum în industria ușoară și cred că ceea ce am învățat aici și diploma pe care am obținut-o mă va ajuta foarte mult să mă dezvolt și să-mi găsesc un domeniu în care să activez și să muncesc după cum îmi place mie. Foarte bine. Eu înțeleg că voi aveți planuri să rămâneți aici, să vă deschideți ateliere, să vă deschideți afaceri, să continuați studiile. Poate un tânăr să facă o carieră frumoasă și să câștige bine acasă, dacă vrea? Desigur. Este nevoie doar de efort și dorință. Mai ales în Republica Moldova, acum am avut și la bazele antreprenoriatului, ca tineri antreprenori să ne deschidem propria afacere, să ne extindem. Și, desigur, afacerea poate să meargă. Așa? Și chiar colega noastră deja cu o afacere pusă pe roate. Ah, tu chiar ești modestă, dar... Da, chiar dacă deja am afacerea, eu pot să-mi continui și studiile, dar totodată să-mi dezvolt și afacerea, adică să-mi câștig cu proprii mei bănuți, datorită studiilor pe care le-am avut aici și totodată să învăț. Hai, deschide și parantezele. Deci tu ai așternut un plan de afacere, ai participat în concurs, ai câștigat un grant. Cum a fost? Sigur. Deci, ideea de afacere a pornit de pe băncile școlii, încă de la disciplina bazele antreprenoriatului. Ideea mea constă în confecționarea păpușilor handmade. Deja am participat la concursuri, am luat locuri și deja profesoara a observat un potențial în mine și dorința mea de a deschide această afacere și mi-a propus deja să particip și la grant. Deja am câștigat și grant și a fost cânteia pentru a-mi deschide afacerea în totalmente și să o pun pe roate și să o dezvolt. Noi am făcut azi un sondaj de opinie și foarte mulți tineri aleg să-și continue studiile în instituțiile de învățământ superior și dintr-o clasă întreagă de la Iliade nu e nimeni care să meargă către un colegiu sau către un centru de excelență. Cum credeți voi? Această tendință e bună? Eu optez mereu ca absolvenții de la gimnazii să-și continue studiile la colegiu, pentru că vom obține aceleași rezultate la învățătură și la bacalaureat ca la liceu, dar plus la asta vom obține și o specialitate. Și nu doar o specialitate, dar foarte multe uși deschise, dezvoltări, atât personale cât și profesionale, la fel cum am avut-o și eu. Eu, de exemplu, am optat să vin la colegiu, deoarece acest colegiu mi-a dat șansă să am atât diplomă de bac, cât și diplomă de profesie și eu cred că asta e mai bine.